Lelea, ai scris ceva? Nu, Diana, încă scriu. Doamne, eu n-am scris niciun rând. Fetelor, o să iau 4, mama o să mă omoare. Băieți, băieți, lăsați-mă să copiez de la voi, vă rog. Naștea, nu. Băi, Diana, miroase așa bine, Diana, Diana. Patrick, dacă mă mai tragi de păr odată, o să-ți trag și eu scaunul. Diana, miroase așa de bine, dai să copiez, te rog. Patrick, cineva trebuie să-mi dea mie să copiez și eu am caietul gol, n-am scris nimic încă. Patrick, ce? Dacă mai atingi pe Diana odată, o să-ți arăt eu în pauză, clar? Băi, ăsta ce mai am de făcut un exercițiu. Dima, ți-am zis să-i dea mai puțin atenție Diana atunci când ea va umbla după tine. Nu-i da deloc atenție. Auziți, puteți să-ți tăcezi din gură. Costea, știu că ești deștept, dăm să copiez. Diana, cere și pentru mine și Lealea. Și pentru mine, Diana, te rog. Am scris, dar o să-i dau doar lui Dima să copieze. Cere de la el. O, asta-i tare. Diana, Diana, poți copia de la Dima. Fetelor, nu voi copia de la Dima. Blondo, cum ți se pare noua școală? Așa și așa, ce vechi e aha mai bună. Asta așa e, trebuie să ne mutăm și acum să învățăm aici. Da, sper că măcar să fie băieții frumoși pe aici. De acord. Fetelor, puiul s-a mai ignorat ieri. N-a răspuns la telefon 2 ore și după am sunat-o pe mama lui și i-am zis poate ar trebui să vorbească și a zis da, poate. Știi ce mi-a zis, Iulia? De ce mă tot sun? Asta mi-a zis, de ce mă sun? Iulia, și eu am aceeași situație cu Artiom, chiar m-a adăugat pe lista neagră. Știți, fetelor, și Patrick mi-a zis, Gigi, lasă-mă în pace, nu vorbesc cu tine, nu o să-ți scar ghiozdanul, vă puteți imagina? Ce? Stop, fetelor, nu înțeleg, sunt sportive? Nu, sunt majorete. Nu, fetelor, nu vreau încă o echipă de majorete când relația dintre mine și Puiuț are probleme. Ok, fetelor, să mergem la școală și să ne purtăm ca niște fete super, super cool. Ok. Blondă, uite-te, băieții fac plajă, cred că-s basketbaliști. Da, am văzut, dar nu pot să-ți dau seama de la distanță dacă-s frumos sau nu. Oh, fetelor, și voi învăța la școala asta? Nu vorbi cu ele, nu vezi, sunt copii. Auzi, păr blond, despre ce vorbești? În ce clasă suntem? Știi, fetelor, în ce clasă suntem? A 11-a. O, da, mi-e greu să cred că mă uit la ticul ăsta galben. Ascultați, fetelor, cine e popular în școala asta? Suntem noi și nu știm încă. Fetelor, auziți ce le interesează pe ele, fetele noi? O, toate lunturile standard. Cea mai populară echipa banii a majoretelor. Banii? Ai auzit? Fetelor, uitați ce aroganțe sunt fetele noi. Stau acolo și râd. Da, iar cea mai populară de aici e Diana, capitanul echipei banii. În locul vostru n-aș râde deloc. Ok, bine, banii e un nume amuzant. Fetelor, există băieți frumoși pe aici? Da. Dar nu singuri. Cei mai frumoși băieți din școală sunt iubiții noștri. Da, ai noștri. Wow, cei mai drăguți băieți din școală ești cu voi? Ce norocoase sunt! Fetelor, trebuie să plecăm. N-avem ce vorbi cu oameni ca voi. Doamne, băieți, vine ziua de ani în curând. Ce cadou să iau? Smiley, dă-mi un hamster sirian. Am văzut că punem story-uri cu ei. Îi adoră. Ascultă, Brovatsky, dă-i tu un porc de Guinea Ianei, dar pentru Diana ăsta nu-i un cadou bun. Smiley, dă-i un bișor maltez, e la mod acum. Ce, un bișor maltez? Nu, e foarte scump. Băi, ziceți-mi un cadou normal, poate niște rechizite de birou. Da, Smiley, rechizitele sunt un cadou minunat. N-ai văzut câte rechizite are Diana? Băieți, eu mereu îi dau Lealei să pun, ce? E un cadou drăguț și practic, iar mâinile ei miros tot timpul bine. Oh, Costea, mulțumesc mult că m-ai lăsat să copiez. Nu știu, cred că o să iau un 4. Am zis că îi dau lui Dima, cerei lui. Dima nu-i dă voie decât Dianei să copieze. Da, ești foarte zgârcit. Diana, puteai să copiezi de la Dima și să ne dai și nouă. Fetelor, v-am zis că nu voi copia de la Dima. Poate că ai scris ceva? Nu, am desenat toată lecția, Diana miroase așa de bine, are un parfum genial. Patrick, nu-mi pasă de parfumul Dianei, îmi pasă de testul ăsta. Patrick, nu mai vorbi despre Diana. Aha.
Deci, vezi, știți ce mi-a dat Diana? Parfumuri, bune și scumpe, dar s-au terminat repede, deci o să-i dau niște deodorante, astea țin mai mult timp. Așa e, nu? Oh, Smiley, așa e, și o să iau Ianei. Bună, băieți! Majorete, cine sunteți? O, așa colorate? Suntem majoretele noi. Apropo, eu sunt Bronda, eu sunt Maria. Ce clasă sunt? Sunt așa mari? Nu știu, e prima oară când le văd. Sunt într-o formă foarte bună. Voi sunteți basketbaliști? Basketbaliști! Misto, ne puteți arăta școala? Suntem noi pe aici și n-am văzut școala încă. Vrem să ne facem prieteni, vreau să fiți prietenii noștri? Păi, de fapt, Smiley, normal că vrem. Dar cum rămâne cu majoretele noastre? Smiley, doar le vom arăta școala, nu să ne îndrăgostim. Ok, băieți, nu-i treaba mea. Deci, băieți, ne arăta școala? Sau nu sunteți obișnuiți să vorbiți cu fete atât de frumoase? Cum adică? Și noi avem niște majorete foarte frumoase în școală. De ce stați? Apropo, cum te cheamă? Smiley. Eu sunt Blonda. Ce nume ciudat. Nu e nume, e pro reglă. O, fetelor, uitați, eu sunt basketbal, sunt Max, Elie, Smiley și Ele Brovațchi. Avem majorete și ratați în școală. O să vă arătăm totul. Nu scăpăm nimic. Fetelor, vreți să râdeți? Când scriam la test, Patrick m-a tras de păr. Ce crede că face? Da, ce greșit cu băieții ăștia? Știți, fetelor, sper că am scris bine, altfel mama o să mă omoare și nu o să mai pot să ies afară deloc. Fetelor, nu înțelegeți, trebuie să începe să învățăm, ne gândim doar la băieți și învățăm prea puțin. Da, dar ele sunt de acord, iar acum, fetelor, vom merge la cafenea să ne pregătim pentru următoarea lecție și o să le scriem băieților că ne apucăm de învățat. Da, să mergem. Fotbaliștilor, nu faceți așa mult zgomot, încercăm să ne relaxăm în pauză. Băieți, băieți, ați auzit de noile majorete din școală? S-au purtat ca niște broaște când am vorbit cu ele, așa urât. Da, echipa Frogs. Frogs adică broaște în engleză. Ne-au întrebat dacă sunt băieți cool în școală. Chiar au întrebat de băieți cool? Despre noi e vorba. O, uite că vin. N-au întrebat de voi, le interesează basketbaliștii. Acum vă vom arăta totul. Apropo, ăștia-s ratații. Deja ne-am întâlnit. Ah, ok, haideți înăuntru să vă arătăm școala. Puiuț, uite, deja sunt basketbaliștii. Da, dă-i încolo pe basketbaliști, dar o să-i bată majoretele. Ați văzut ce broaște râioase sunt? N-am mai văzut broaște așa urâte. E ciudat că n-au nești deloc. Acum Diana va suferi din nou, Smiley mă enervează, iar și-a găsit o nouă majoretă. Da, majoretele clar nu sunt foarte bune, numele lor spune tot. Fetelor, sunt șocată! Trebuie să fac rezumatul la 3 capitole pe mâine! Nu mă pricep la chestia asta! Serios, Diana, crezi că numai tu suntem în aceeași clasă? Fetelor, trebuie să fim bune și la școală, nu doar la sport! Alo? Voi ieși la plimbare azi? Normal, evident! Fetelor, e a doua zi de școală și deja sunt foarte obosită, Doamne! Nastia! Ce plimbare! Nastia, tocmai am decis să ne apucăm de învățat. Noi suntem majorete, trebuie să fim foarte deștepte. O, bine, vă sunt mai târziu. Putem ieși, da, putem. Ok, ok, fetelor, o să scriu totul pe telefon. Deci, paragraful 3, capitolul 10, da. Deci, fetelor, aici e camera de schimb, toate dulăpearele sunt aici. Alegeți-vă câte unul. Mie îmi place ăsta. Nu, ăsta e al iubitei mele. Ce? Voi aveți iubite? Da, suntem împreună cu majoretele. Da, cu majoretele din echipa Bunny. Sunt foarte mișto. Blonda, ai auzit? Cred că astea sunt. Cum adică astea sunt? Și de ce vi se pare amuzant numele Bunny? Le veți cunoaște pe majorete mai târziu. Avem și o cafenea cool la școală. Să mergem să vă arătăm. Deci, aia e cafeneaua. Aici puteți bea un latte. Stândeți pe aici. Haideți. Oh, misto! Vreau un latte! Diana, le-a uitați! Oh my god! Diana, o să-ți explic mai târziu. De ele sunt noi, doar le arătam școala. Asta e echipa broaștelor râioase. Nu broaște, ci Frogs! Diana, despre ele vorbeai că ne vor motiva? E bine măcar că-s două. Băieți, nu înțeleg un lucru. Nu puteau să vadă școala singure? Sau era necesar să mergeți cu ele peste tot? Sincer, mă bucur că sunt singură în momentul ăsta. Alo? Da, sigur că vom ieși afară azi. Cine-i deștept aici? Băieți, vrei să bem un latte? De fapt, ele sunt majoretele noastre. Bunny! Ce-ai spus? Max, ajutor! Ok, fetelor, vă explic totul acum, nu mai țipați! Explicați, basketbaliștilor, explicați!
Da, vă explic acum. Deci ele sunt majoretele banii, iar ele sunt majoretele broaște. Nu broaște, ci frogs. Mă bucur să vă întâlnesc, fetelor, dar nu mai stați lângă basketbaliștii noștri. Basketbaliștii ești cu noi, majoretele, cu noi. Voi sunteți majoretele, nu arătați ca unele. Nu sunteți majorete, nici n-aveți uniforme. Ascultați, broaștelor, sunteți nebune? Ok, fetelor, e timpul să ne luăm uniformele de majorete. E o glumă? Vi se pare amuzant? Diana, sincer, nu e vina mea sau lui Brovatsky. Ne-au luat de mână și ne-au condus. Adică... Da, da! Confirm! Știți ceva, băieți? Nastia, vrei să rămâi aici cu broaștele astea? Da, vin! Ok, păi e un dezastru aici. Au venit fete noi și majoretele au înnebunit. Fetelor, care-i problema? Doar v-am arătat școala. De ce vă purtați așa de rău? Din cauza voastră, fetele noastre s-au supărat. Băieți, de ce reacționați așa? Măcar vreți să bem un latte? Și după ce bem, să ne putem uita la turul școlii. Vom continua turul. Fetelor, asta e prea de tot. Cine se cred broaștele astea? Diana, nu le-ai invitat tu pe broaște să vină în școală pentru motivație? Lelea nu țipa, normal că nu o să învățăm doar noi aici. Știi ceva, fetelor, să chemăm și basketbaliști și fotbaliști noi, să fie mai multă concurență. Știți ceva, fetelor? Cred că n-ar trebui să ne îngrijorăm deloc. Suntem mai drăguțe, mai cool și mai bune decât broaștele astea. Diana, dar eu le nu cred asta, n-ai văzut câtă încredere au? Da, și apropo, basketbaliștii deja s-au îndrăgostit de ele. Bine, fetelor, să mergem. Asta-i tot, fetelor, noi suntem banii. Știți ceva, fetelor? Vom merge acolo și vom spune: ok, broaștelor, să ne duelăm, să vedem care e echipa mai mișto. Da, Diana, le vom arăta. Haideți, fetelor. Fetelor, sunt așa enervante, vă iubim. Doar ne-au rugat să le arătăm școala. Da, iar noi ca gentlemani am fost de acord, dar sunt așa de iac. Smiley, serios? Apropo, le-ați cumpărat lateuri? Nu le-am cumpărat nimic, nu o să cheltuim bani pe ele. Brovatsky, nu ne minți, nu? Nu, Iana, vorbesc serios. Fetelor, nu înțelegeți că vrem să învățăm, nu să ne duelăm pentru iubiții noștri. Basketbaliștilor, aveți cele mai mișto fete, nu înțeleg cum v-ați întâlnit cu fetele astea. Stăteam și vorbeam despre ce cadou să ia Smiley Diane și au apărut de nicăieri. Max. Bine, băieți, vă credem, fetele astea nu puteau să cadă din cer, fie voi v-ați dus la ele, fie ele s-au dus la voi. Diana, calmează-te, băieții au zis că nu le plac deloc fetele noi. Da, fetelor, vom suferi ca broaștele astea în școală. Fetelor, noi suntem puternice, suntem echipa banii, vom câștiga. Fetelor, nu vă îngrijorați, dacă vă jignesc, ziceți-ne imediat. Smiley, serios? Da, o vom rezolva cu ele imediat. Bine, Brovatsky, suntem supărate. Vezi, nu e o idee prea bună să le înfruntăm pe fetele astea. Smiley, bine, eu și fetele clar vom câștiga, nu-i așa? Da. Dragilor, abonați-vă la canal și scrieți în comentarii cu cine țineți, cu banii sau cu frogs. Ne vedem în curând. Pa, pa! Așteptați noile episoade. Pa, pa! Pa. Și apăsați clopoțelul. Deci unde-s băieții? Unde-s la teorie? Bine, mâine vom întâlni azi băieți. Poate vor fi mai ok. Sper. Under street lights on our way back home. Diana, ești... trebuie să zici... 1? Da, trebuia... 2? 3? Diana, la aceste majorete te refereai când ziceai de motivație? Bine, măcar că-s două. Băieți, nu înțeleg un lucru, majoretele nu pot să vadă școala singure sau trebuie duse de mânuță sau... Da, e același lucru. Știți ceva, băieți? Nastia, vii sau vrei să rămâi cu broaștele astea? Aha! Cine deștept aici?